Bine v-am găsit, dragii mei, și bună ziua, vă spun de aici, de la Actualitatea Hunedoreană. Vreau să vă invit la o emisiune în care vom vorbi despre muncă și despre responsabilități. Evident, în această zi ne putem gândi la multe lucruri, inclusiv la concediile care vor veni, dar până atunci, haideți să vorbim despre piața muncii hunedorene. Invitatul meu de astăzi este domnul inginer Nicolae Fara, director executiv al JOFM Hunedoara. Bine ați venit, stimate domnule! Bună ziua, bine v-am regăsit! Domnule director executiv, spuneți-mi, cum a evoluat de acum o lună piața noastră a muncii, care parcă s-a mișcat un pic? Văd tot mai multe panouri cu angajăm. Văd și locurile de muncă pe care dumneavoastră le faceți publice tot mai des. Mergem pe o direcție bună? Dacă ne luăm strict după date statistice, da. Da, respectiv și rata șomajului, indicatorul de referință al nostru, a scăzut față de luna precedentă. N-a scăzut extrem de mult, dar de la un 5,27 în luna aprilie a scăzut la 5,04 în luna mai. Da, a scăzut. Mai mult de atâta, luna trecută, în luna mai, au fost la nivelul județului Hunedoara 1348 de angajări, deci se mișcă. 1348 de angajări. Și aici, iarăși, aș vrea să subliniez încă o dată și nu mi-e rușine să fac acest lucru, județul Hunedoara, din punct de vedere statistic, se clasează undeva pe locul 4 la nivel național în ceea ce privește numărul angajărilor lunare, deci, și anuale. Bine situați. Da, ca număr de angajări și, repet, aici este vorba de angajările, în special angajările în județ. Nu vorbim de angajările care se întâmplă în alte județe, care se raportează acolo, deși se știe că și județul Hunedoara a devenit o pepinieră pentru județele mai dezvoltate din punct de vedere economic și sunt extrem de multe persoane care se angajează în alte județe. Fie că se mută cu totul, fie că fac naveta. A devenit bazin de colectare a forței de muncă. Este un bazin de recrutare, practic, pentru angajatorii din zonele mai dezvoltate din punct de vedere economic. Bun, haideți să vedem, domnule director executiv, cam cum evoluează piața asta a muncii, de obicei în zona aceasta, zona iunie-iulie? N-aș putea spune că este un vârf al activității pe piața muncii, dar totuși nu se poate compara cu luna ianuarie, dau un exemplu, sau decembrie, când acolo este un minim al activității, al zbaterii pe piața muncii. Dar se menține un nivel destul de ridicat, exact cum am spus, dacă luna mai am avut aproape 1400 de angajări, asta înseamnă ceva. Sunt județe care la nivel de an fac 2000 de angajări în tot anul. Este un indicator perfect pentru activitatea, care reflectă perfect activitatea din județ. Da, spuneați adineori de locuri de muncă vacante. Sunt locuri de muncă vacante și aici aș face un apel la toți angajatorii și aș trage un semnal. Toți angajatorii au obligația, conform legii 76, să anunțe absolut toate locurile de muncă vacante și mai mult au aceeași obligație de a anunța Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă în momentul în care se ocupă acel loc de muncă vacant. Subliniez faptul că am făcut în trecut anumite acțiuni de control la agenții economici care nu au anunțat locurile de muncă vacante. Am fost extrem de binevoitor și am lăsat doar avertizmente scrise. Nu am sancționat în niciun fel un angajator, dar obligația legală este de a ne anunța astfel încât acel loc de muncă vacant, prin intermediul nostru, să fie cunoscut în tot județul și nu numai. Explicați-mi de ce nu anunță agenții economici aceste locuri de muncă? Cauzele sunt multiple. Probabil că este o acțiune mai directă, ca să zic așa. Nu scap un pic de câțiva pași birocratici, ar însemna să depună un formular la noi, că de fapt la asta se rezumă. A depune doar un formular la orice agenție locală, nu trebuie să vină la DEVA. Dar aș sublinia faptul că este un avantaj pentru dumnealor, pentru că dacă caută cu adevărat o forță de muncă, prin intermediul nostru o pot găsi, pentru că noi avem o publicitate extinsă la nivel național. Și nu ar fi mare mirare să sune cineva din DEVA, oferă un loc de muncă pe știu eu ce meserie, să sune cineva din Petroșan sau să sune și din alt județ să întrebe de acel loc de muncă. Da. Deci, dar aș vrea să știu, dacă nu fac această declarație, care de fapt nu e mai, e o hârtie scrisă, semnată și lăsată acolo. El atunci înseamnă că preferă să-și recruteze forța de muncă într-un mod total diferit față de ce se face de obicei?
Da, poate e mult spus, dar face acea recrutare de forță de muncă pe lângă lege. Pe lângă lege? Pe lângă lege, că legea... Nu contest faptul că probabil mulți angajatori și-au pierdut, să zic așa, un pic încrederea în agenția județeană datorită faptului că a fi depus cândva o ofertă de loc de muncă și nu i s-a repartizat, să zic, un șomer care se vine să ocupe locul de muncă. Dar și aici explicațiile sunt multiple, pentru că fiecare șomer este... Nu vorbesc numai de cei indemnizați, vorbesc de toți șomerii care au în evidență, nu sunt obligați să meargă la un anumit angajator. Cei indemnizați, într-adevăr, au obligația de a merge atunci când este oferă un loc de muncă potrivit pregătirii sale profesionale, să meargă la acel angajator. Și dacă refuză acel loc de muncă, clar nu va mai lua indemnizația de șomaj. Deci la noi va ieși din evidență ca șomer indemnizat și va intra doar ca șomer neîndemnizat. Deci, într-un fel, și șomerii nu sunt într-o formă de iobagism. Da, au posibilitatea de a-și alege totuși angajatorul unde vor să meargă, pentru că discuțiile sunt multiple și între șomeri și între angajatori. Șomerii cunosc de multe ori activitatea angajatorilor mai bine decât o cunoaștem noi. Adică spun, acel angajator este un om serios, plătește la timp, dă salarii bune, asta e cazul fericit. Sau invers. Dar este nu mă duc acolo reversul. Pentru că nu sunt plătit, nu exact. Sunt recunoscut exact. Exact. Ca meseria sau altceva. Din păcate, pentru șomeri indemnizații sunt obligați să accepte ofertele de locuri de muncă, repartițiile care le dăm noi. Din păcate pentru ei spun că sunt mulți care încearcă să evite. Am observat și mi-a spus și dumneavoastră într-o zi că ați avut cazuri când au renunțat oamenii să mai caute locuri de muncă, au renunțat și la acele ajutoare care le primeau, numai ca să nu meargă la absolut, un loc avem chiar clar o campanie de destul de serioasă de curățare, să zic așa, a persoanelor nedornice de muncă. Spun faptul că indemnizația de șomaj nu are un cuantum mare. Am mai spus și în emisiunile precedente, în jur de 450 de lei este o medie a indemnizației de șomaj, deci nu reprezintă o sumă, să zic, atractivă pentru cineva să stea în șomaj. Nici măcar nu poți să trăiești cu așa nu, ceva este dacă clar ai că o familie și chiar și singur. Indemnizația este o compensație parțială a pierderii locului de muncă. Asta e definiția indemnizației de șomaj. Deci toată lumea trebuie să înțeleagă că în șomaj nu este ajutor social. Este o formă de protecție de pe termen scurt. Să treci pe această perioadă exact, mai dificilă. Și cu ajutorul Serviciului Public de Ocupare să-ți găsești un loc de muncă potrivit pregătirii profesionale și potrivit dorinței tale, ca om care vrei să lucrezi într-un domeniu sau un alt domeniu. Dacă, de exemplu, ai un serviciu de 2 ore pe zi, deci un fel de part-time, și te duci să poți să soliciți și ajutor de șomaj? Nu se poate. Deci dacă ești angajat într-o formă de muncă... Indiferent de ce formă, nu mai poți beneficia de indemnizație de șomaj. În schimb, dacă ești angajat cu 2 ore și vrei să devii persoană, adică să-ți depui documentația la Agenția Județeană în vederea găsirii unui loc de muncă, poți să faci acest asta lucru. Asta se poate face. Da, devii persoană în căutarea unui loc de muncă și vei fi anunțat la proxima ocazie când se ivește un loc de muncă potrivit solicitării care ai depus-o, ești anunțat, ești mediat pentru a ocupa acel loc de muncă. Domnule director executiv, cum stăm cu numărul șomerilor în Hunedoara acum, aproximativ? Este într-o descreștere numărul șomerilor. Deci descendentă. Da. Dacă vorbim de un total pe județul Hunedoara de 9800 de șomeri, din care, numai un pic, cei 9800 de șomeri se compun din șomeri indemnizați și șomeri neîndemnizați și persoanele aflate în căutare în loc de muncă. Ei, numărul șomerilor îndemnizați a scăzut și acesta, dacă am intrat în anul acesta cu circa 4000 de șomeri îndemnizați, am ajuns la puțin peste 3500 de șomeri îndemnizați. Și aici explicațiile sunt pe multiple planuri vin. Avem acel aport, să zic, din păcate negativ de la Complexul Energetic Hunedoara și nu numai de anul trecut, din iarna anului trecut, când peste 1000 de persoane au fost disponibilizate. Multe dintre aceste persoane au studii superioare și aici avem o problemă legată de a găsi locuri de muncă vacante specifice pregătirii dumnealor. Vă dau un exemplu cald. Azi dimineață aveam în baza de date 418 locuri de muncă vacante la nivel județean, din care doar 18 erau pentru persoane cu studii superioare. Ori noi vorbim de, în evidențele noastre, avem la acest moment un număr de peste 500 de persoane cu studii superioare. Aceste persoane care sunt în evidențele dumneavoastră sunt proaspăt absolvenți sau au ieșit dintr-un loc de muncă și acum sunt în marea majoritate sunt din disponibilizările colective de personal. Disponibilizări. Da.
și sunt mai greu de angajat acești oameni? Sunt mai greu, nu, e vorbind poate de un inginer. Poate sunt și un pic mai reticenți, bă, nu mă duc eu oriunde, am și eu. Și asta, dar până la urmă vor fi obligați într-un fel sau altul să-și găsească o variantă, pentru că vă dau un exemplu concret și eu sunt inginer miner. Da, s-au disponibilizat inclusiv ingineri mineri. După cum se știe, piața, partea de inginerie pe parte minieră este mai puțin în expansiune. Acum, dimpotrivă, se constată un regres. Puțin generoasă, deci e clar că atunci locuri de muncă vacante specifice pregătirii de inginer minier nu prea sunt. Cel puțin la noi în județ nu prea avem, sau nu avem la această oră. Deci, cu alte cuvinte, și acele persoane vor trebui să se reorienteze chiar și profesional. Cum se face reconversia asta, domnule director? Pe partea de studii superioare nu putem discuta aici, fiecare își face, dacă vrea o altă facultate, să urmeze o altă facultate, este problema fiecăruia. Pe partea de meserii lucrative, noi, Agenția Județeană, avem în derulare cursuri de recalificare, care se adresează într-adevăr persoanelor nu cu studii superioare. Se adresează și persoanelor cu studii superioare, foarte puține cursuri din acestea și practic este o schimbare totală de direcția profesiei. Nu mai putem vorbi, dacă tot am dat exemplu de inginer miner, să facem noi ceva pe o altă direcție tot de inginerie. Nu. Noi avem meserii lucrative, adică de la manicură, pedicură, terminând cu lucrător în construcții și așa mai departe. Chiar la acest moment avem în derulare 14 cursuri de formare profesională, la care participă grupe de câte, pentru fiecare curs, 14 șomeri. 14? Asta înseamnă 14 tipuri de meserii? Da, 14. Da. Nu neapărat 14, că avem diferite pe zone, dar, de exemplu, pe Deva avem un coafor și pe zona Văijului. Da. Astea sunt cursurile de formare de scurtă durată, care, într-adevăr, au un efect, hai să zicem, imediat, pentru că noi chiar monitorizăm dintre cei care termină cursul de formare profesională cât se angajează și, mai mult decât atât, avem obligația de a angaja, de a media angajarea cel puțin jumătate dintre aceștia. Deci nu facem cursul numai ca să mai obținem o diplomă. Pentru că atunci... S-a renunțat la această formă de școlarizare fără finalizare în producție. Absolut, pentru că, de fapt, direcția e clară. Fac cursul, facem un curs care se cere pe piața muncii. Am dat exemplu coafor. Meseria de coafor este solicitată pe piața muncii din județul Hunedoara. Și atunci ne pliem. Nu facem cursuri de, știu eu ce, astronaut. Înseamnă că înainte de acest curs există și un studiu... Absolut. Niciun curs nu demarează fără a se face un studiu. Studiul este extrem de simplu. Se iau ofertele de locuri de muncă vacante. La acel moment se vede ce se cere. Adică se cere muncitor din acela, muncitor X, muncitor Y. Bun, facem cursul pe primul clasat. Deci nu luăm cumva invers, ar trebui să facem totuși niște coafuri. Înseamnă că dumneavoastră sunteți conectați foarte direct și foarte concret la cerințele pieții, la piața muncii. Absolut, dar aici iarăși vin și fac solicitarea către angajator. Ca să știm realitatea, avem nevoie de informații. Informațiile constau în acele locuri de muncă vacante, pentru că ele spun de fapt ce se cere cu adevărat în județ. Să reamintim un pic, dacă nu fac acest lucru, ce riscă? Riscă o amendă contravențională de până la 3.000 de lei, total neindicat, dar ați sublinia avantajul care l-au dacă anunță locul de muncă, nu neapărat măsurile... Practic se ajută singuri. Se ajută pe dumnealor, exact. Da. Se ajută pe dumnealor, pentru că noi, prin publicitatea care o facem și prin pârghiile care le avem, putem media ocuparea acelui loc de muncă vacant. Domnule director executiv, aș vrea să vorbim despre un subiect foarte delicat și controversat totodată, și anume acești absolvenți care, odată ce termină școala, vin în piața muncii. Ei, care sunt ofertele care pot să îi ajute pe ei sau ce probleme apar? Da, este chiar perioada când se dau examenele de bacalaureat, competențele și așa mai departe. Aici chiar vreau să le aduc cunoștința absolvenților, indiferent de nivelul de pregătire, că au... șansa de a se înscrie în evidențele Agenției Județene, vorbind de o șansă, în termen de 60 de zile de la absolvirea studiilor. Ce înseamnă absolvirea studiilor pentru cei din clasa 12? Înseamnă data de 27 mai, atunci au terminat studiile. Partea de ce se întâmplă acum, bacalaureat și așa mai departe, este suplimentară față de data absolvirii studiilor. Ei, dacă ei se înscriu înăuntru acestui termen de 60 de zile în evidențele Agenției Județene, pot beneficia de o serie de măsuri active. Și când spun pot, este chiar sigur, nu neapărat pot. Respectiv, dacă în termenul ăsta de 60 de zile nu-și găsesc un loc de muncă, nu se angajează, beneficiază din bugetul asigurării pentru șomaj de o sumă lunară fixă, micuță, de 250 de lei, timp de 6 luni.
Deci jumătate de an. Jumătate de an iau, să zicem, o bursă. Da. Echivalentul unei burse. Exact. Dar dacă în această perioadă în care ei beneficiază de indemnizația asta de șomaj, se angajează. Da. Pentru, eu știu, indiferent de durată, beneficiază de o primă de încadrare de 500 de lei. Primă din casă. Da. Plus că îi se plătește această indemnizație până la sfârșitul perioadei pentru care ar fi avut dreptul. Deci el continuă să ia șomaj. Deci merg pe cele 6 luni. Pe cele 6 luni, indiferent dacă s-a angajat în a doua zi de șomaj sau în ultima zi de șomaj. În experiența dumneavoastră, ce ați constatat? Tinerii ce fac? Ce preferă să facă? Da, aici este marea bubă a discuției. Iarăși, apelăm un pic la statistică, pentru că reflectă o realitate și de data asta este destul de crudă. Dacă până acum, sau mă rog, de acum 5 ani în urmă, venind încoace, numărul absolvenților care au venit sau au înscris în cele 2-3 luni cât durează perioada de vară, s-au înscris în evidențele noastre și ulterior au beneficiat de aceste măsuri active, a fost de circa 1250-1300 de persoane și practic vorbim de jumătate dintre cei care au terminat clasa 12-a, am ajuns ca anul trecut să avem în jur de 500. Deci numărul celor care vin și apelează la serviciile oferite de Agenția Județeană este într-o scădere. N-aș merge până într-acolo încât să spun că diferența au mers toți la un nivel de pregătire superioară, unde s-au dus la facultăți, pentru că e clar că nu așa se întâmplă. Mulți dintre cei care termină într-adevăr pleacă, probabil pleacă în străinătate și atunci nu mai au, vor să aibă nicio tangență cu noi, dar cred că mai îmi permit și un alt factor, eu știu, acea rușine de a fi în evidența Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă. Am mai spus-o și o spun de câte ori am ocazia, se confundă Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă, se confundă cu Agenția de Șomaj. Nu. Șomajul este cu totul altceva, este o măsură specială de protecție acordată pe termen scurt. Datoria noastră sau rolul nostru cel mai important, Biblia noastră, este ca serviciu public de ocupare. Deci noi ne luptăm să ocupăm oamenii, nu să-i ținem în șomaj. Da, și de aici probabil că intervine acea reticență la absolvenți de a nu apărea cumva în evidența Agenției de Șomaj, impropriu spusă. De ce această rușine? N-aș putea să-mi explic. Pentru că nu e vina nimănui dacă ai terminat o școală de medie sau superioară și la un moment dat trebuie să-ți găsești un loc de muncă. Te duci să apelezi la profesioniștii care pot să te ajute la chestia asta. Absolut. Există într-adevăr și firme private de ocupare. Acele firme de recrutare. Mulți absolvenți probabil că preferă să meargă direct în acele firme de recrutare. Numai vreau să subliniez un singur lucru. Dacă merg prin acele firme de recrutare, nu mai pot beneficia de aceste măsuri active. Nu sunt ele într-un cuantum extraordinar de mare, sumele care le acordăm. Da. Dar totuși sunt niște sume și beneficiază. Mai mult decât atât, pot intra într-un curs de pregătire, de reconversie profesională. Au terminat, eu știu, o meserie de mașinist, nu se caută acea meserie de mașinist, poate să vină la un curs lucrativ de al nostru, gratuit, cât este în evidența noastră, absolut, și dobândește o altă calificare. Avem exemple concrete de tineri care, sau mai puțin tineri care au făcut această reconversie și și-au găsit. Bineînțeles, n-aș da nume, dar sunt. Da. În fiecare an se întâmplă acest lucru. Cum au venit în evidență, am văzut că sunt multe, eu știu, specialități pe care le absolvă, mă rog, profesii, care nu au căutare imediată, să zic așa. Și atunci, decât să stea omul, eu știu, să-și caute un loc de muncă potrivit pregătirii care nu îl găsește extrem de ușor, apelează la un asemenea curs. Noi îl recalificăm și vine omul cu o nouă diplomă care are căutare. Ați spus că sunt anumite probleme când este vorba de absolvenții de institut superior sau lucrătorii din mină. Aș vrea să ne referim un pic la acești mineri care au tot mai mică piața lor de muncă. De fapt, ce se întâmplă cu ei? Acum, de exemplu, în prezent sau în viitor apropiat, există vreo posibilitate de disponibilizare care să îi aducă la dumneavoastră pe acești oameni? Da, o să detaliez un pic. Vă rog. Cât de curând, adică, mă rog, în cursul anului acestea, vor avea loc iarăși disponibilizări la Complexul Energetic Hunedoara. Nu știm încă cuantumul și perioada când vor avea aceste disponibilizări, dar pot să vă spun că mare parte dintre persoanele disponibilizate vor fi din acele persoane care îndeplinesc condițiile de pensionare. Sau sunt aproape de limita de pensionare, vorbim de pensionare la 45 de ani în sistemul minier. Da. Și atunci acele persoane nu vor mai avea tangență cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, doar benevol, dacă după pensie vor să și lucreze. Se întâmplă acest lucru? Se întâmplă, să știți. Sunt multe persoane, cel puțin din Valea Jiului, care sunt la pensie, dar
lucrează în continuare. E cunoscut faptul că pensiile nu sunt suficient de mari și nevoile sunt, sunt diverse. Așa că oamenii... Pensiile, din fericire, pensiile din sistemul minier sunt, să zic, printre cele mai mari, dacă vorbim de un clasament al județelor. Da. După nivelul pensiei, județul Nădoare este pe primul loc. După nivelul pensiilor. Da, pentru că, nu, vorbim de pensiile nu neapărat numai din minerit, cât și din siderurgie, care, fiind cu o grupă specială de lucru, au un alt quantum. Da, dar, de exemplu, dacă ne gândim mai atent, acești oameni, peste o anumită perioadă de timp, nu vor mai fi prinși în acest sistem. Sunt curios și am văzut cazuri când comunități întregi se bazau pe veniturile din pensii, până la urmă, ale câtorva pensionari. Așa este, probabil că se întâmplă acest lucru și în continuare. Da. Să vedem ce va fi. Vorbeam de disponibilizări, vorbeam de oamenii care iasă. Da, deci mulți vor intra în pensie, câți vor rămâne, vor intra în evidențele noastre. Ei vor beneficia de câteva măsuri speciale de protecție, să zicem, din punct de vedere al șomajului. Respectiv, persoanele vor intra în șomaj, dar vor avea vreme de 2 ani de zile și un venit lunar de completare care se aprobă prin hotărârea Guvernului pentru fiecare tranșă de disponibilizări în parte. Practic, vreme de 2 ani de zile, aceste persoane sunt cumva protejate de impactul pierderii locului de muncă. Deci este o excepție de la ceea ce înseamnă ajutorul de șomaj. Practic, este un venit lunar suplimentar șomajului care le au aceste persoane. Și aici intervin câteva elemente, în sensul că dacă acea persoană care a intrat în șomaj și venitul lunar de completare se angajează, beneficiază de câteva facilități fiscale financiare oferite noi, respectiv îi se dă în continuare jumătate din acel venit lunar de completare de care povesteam. Dacă îl avea pe 2 ani de zile, pe 2 ani de zile îl ia și salariul unde este angajat, dar ia și jumătate din cuantumul acelui venit lunar de completare. Deci este tot o măsură activă, zic eu, de susținere a ocupării unui loc de muncă. Adică te impulsionează, domnule, da, ai ieșit, ai un șomaj de nu știu cât, ai un venit lunar de nu știu cât, du-te, angajează-te, iei un salariu ceva mai mărișor decât îți oferim noi, toate aceste asigurări sociale cumulate, plus că noi îți mai dăm jumătate din venitul lunar de completare. Și aici vorbim de o sumă cuprinsă între 500 și 700 de lei. Aveți solicitanți în direcția asta? Sunt, cum să nu sunt. Sunt persoane care chiar au chiar un amic de al meu, da, care a intrat după 2 luni după ce a intrat în acest venit lunar de completare, s-a angajat. Și el primește în continuare vreme de 2 ani de zile acea jumătate din cuantumul venitului lunar de completare. Domnule director executiv, dat fiind faptul că aveți experiență în domeniu, aș vrea să vă pun aceeași întrebare pe care o am pentru noastră de fiecare dată când ne întâlnim. Cum credeți că va evolua pe timp mediu sau lung această piață a muncii? Da, până acum ați avut așa niște prognostice foarte clare. Da, este clar că o prognoză, sau mă rog, viziune clară, cred că nu are nimeni. Pe piața aceasta muncii intervin cel puțin 3 jucători. Da. Odată statul ca cel care gestionează tot ce se întâmplă în țară, intervin și cu un rol foarte important angajatorii, pentru că până la urmă angajatorii dau direcția de dezvoltare, nu numai a pieții muncii. Tot ce ține de activitatea economică și nu în ultimă instanță forța de muncă. Și aici la forța de muncă nu ne referim neapărat la șomer, pentru că forța de muncă este compusă din, la nivel de județ avem 106.000 persoane angajate numai în sistemul privat. Deci angajatorii sunt cei care dau tonusul și direcția de dezvoltare. La nivel de județ, din fericire, avem angajatori. În ultima perioadă, tot statistic vorbind, s-a cunoscut cumva o revigorare a sectorului productiv și al sectorului serviciilor. Comerțul cumva stagnează cam pe aceleași coordonate. Serviciile au un, să zic, avans binișor față de anii precedenți, chiar și salariul mediu pe județ a crescut. Față de anul trecut a crescut, dacă nu mă înșel, cu 12% față de la precedent anului este trecut. Ceva interesant. Înseamnă că reflectă și o căutare mai atentă a forței de muncă. Și asta, plus că a intervenit creșterea salariului minim pe economie, dar chiar și față de luna trecută a crescut acest salariu mediu pe județ cu circa 4%. Deci a crescut, nu mult, dar a crescut. Asta ar fi unul dintre aspecte vis-a-vis de evoluția pieții muncii. Avem angajatori în județ care caută
cu disperare forță de muncă. Nu vorbim de forță de muncă calificată sau înalt calificată, vorbim de asamblări, vorbim de confecționeri, de industria textilă, industria pielăriei, care caută, chiar mobilă, fără să fac reclamă nici măcar unui, așa, da. Care caută, zic eu, cu disperare forță de muncă. Aceștia angajatori sunt români sau investitori? Și. Sunt și români și multinaționale. Pe de altă parte, sunt intenții de a veni noi angajatori mari în județul Hunedoara. Nu o să vă dau exemple, dar chiar ieri am avut o discuție cu un grup. Vor să vină să deschidă în județ tot o filială a unei multinaționale. Cu ceva timp în urmă, la fel, am vorbit cu o persoană din Germania care vrea să vină în zona Hunedoarei să deschidă tot o linie de asamblare pentru automotiv, luanul automotiv. Deci intenții de dezvoltare sunt, din păcate nu sunt, să zic, uniform repartizate la nivelul județului. Mulți angajatori se concentrează pe zona centru, adică Deva, Hunedoara, Simeria, rămânând cumva sau devansând cumva zona Valea Jiului, zona Bradului sau Orăștie. Vorbeam de Orăștie și la Orăștie să constatăm așa o revigorare a activității de pe platforma industrială de la Orăștie. Avem locuri de muncă vacante de acolo, ceea ce cu ceva timp în urmă era o raritate, acum au devenit o obișnuință să avem locuri de muncă vacante în acea zonă. Da, chiar că care se și ocupă. Era aproape de neconceput să fie așa ceva. Da, se constată o revigorare. Eu v-am zis, sunt optimist prin definiție și sper că... Da, asta e foarte bine. Da. Ce ar mai fi de subliniat, toată această revigorare cumva este susținută și de stat. Vorbeam de primul jucător. Statul a intervenit cu acele măsuri active la începutul anului. Chiar săptămâna trecută s-au publicat normele de aplicare a programului național Prima Chirie. Exact. Urmează să vorbim despre ea. Vorbim, atingem câteva elemente și în el. Practic este prima de relocare, se numește în termeni oficial, dar toată lumea o cunoaște ca Prima Chirie. Am avut multe persoane care au întrebat telefonic în ce constă, de când se aplică și așa mai departe. Pot să spun că se aplică începând de săptămâna trecută. Și în ce constă? Constă în subvenționarea, ca să zic așa, cheltuielor cu chiria și utilitățile pentru orice șomer. Și aici vreau să fac clar delimitarea. Orice șomer îndemnizat sau neîndemnizat care se angajează într-o altă localitate aflată la o distanță mai mare de 50 de kilometri de localitatea de domiciliu și stabilește reședințul sau domiciliul în acea localitate unde s-a angajat sau în localitățile învecinate. Ca urmare a acestui lucru, depune un set de documente la Agenția Județeană. Lunar va face un decont de la Agenția Județeană. Quantumul, așa cum spuneam, este de maxim 900 de lei pe lună. Sunt și niște condiții, veniturile obținute de acel angajat cu familia, împreună cu familia, să nu depășească 5.000 de lei, pentru că dacă depășesc acest quantum, nu li se mai acordă această primă de relocare. Da. Totodată, prima de relocare se acordă pe perioadă de 3 ani de zile, nu mai vorbim de o măsură activă pe un an de zile, deci pe 3 ani de zile primesc această subvenție sau, mă rog, compensație a cheltuielor cu chiria și utilitățile în quantum de 900 de lei. Lunar va depune acești la... Acești bani vin de la stat? Vin de la stat, din bugetul asigurărilor, deci pentru șomaj. Nu angajatorii depun... Angajatorii au obligația doar să elibereze acelui angajat lună de lună o adeverință din care să rezulte orele lucrate și zilele lucrate. Cam câte cazuri de acest tip avem? Depunerea lor nu a început efectivă, v-am zis, este foarte cât caldă. Cât estimați că o să fie? Noi ne-am programat prin contractul de management de anul ăsta 10 asemenea prime de relocare. Sunt convins că le vom depăși foarte mult. Pentru că vorbim de zona Valea Jiului, zona Bradului. Aici iarăși trebuie neapărat să subliniez un lucru. Această primă de relocare se acordă persoanelor care vin sau pleacă din zonele prinse în Planul Național de Mobilitate. Județul Hunedoara, din fericire, are multe zone cuprinse în Planul Național de Mobilitate. Vorbim de circa 16 comune plus toată zona Valea Jiului. Practic, toată Valea Jiului, toată zona Bradului și câteva zone de lângă Hunedoara sau o zonă de lângă Hunedoara beneficiază de aceste măsuri active. Deci, acele persoane, dacă pleacă din Valea, dau un exemplu, Valea Jiului sau zona Bradului, se mută cu serviciu în Deva sau în Simeria, beneficiază de această primă de mobilitate. Bineînțeles, beneficiază de această primă de mobilitate și dacă se mută în alt județ. Înțeles. Dar la fel de bine și alte persoane din alte județe pot beneficia dacă vin în Valea Jiului. Deci nu este neapărat o măsură de depopulare a acelor zone. Poate fi la fel de bine și o măsură de populare a acelor zone. Credeți că această măsură va duce la schimbarea unor localități care acum sunt cam pustii?
Probabil că va avea un impact. Această primă de relocare face parte din sui generis numite primele de mobilitate. Deci aceste prime influențează sau, mă rog, mobilizează mobilitatea forței de muncă și dinspre acele locații. Am auzit o teorie care personal m-a încântat, și anume că județul Nedoara, dat fiind faptul că nu este chiar așa de bogat în investitori și în investiții, dar că încă mai are forță de muncă, s-ar putea să devină în următorul an, adică în anul acesta și următoarea jumătate de an, să devină un punct foarte atractiv pentru alții. Credeți că e adevărat? Din semnalele care le-am și eu din partea angajatorilor, se pare că da. Ce ar lipsi județului nostru ca într-adevăr să vină mai mulți investitori să ajute la această problemă? Cel mai probabil că ar trebui un lobby mai insistent din partea tuturor. Vorbim de autorități locale, autorități centrale, servicii de concentrare, deci toată lumea să pună umărul, să miște un pic, să prezinte deci, practic, avantajele interes zonei. Interes ar trebui, nu neapărat vagoane de bani. Absolut, ar trebui accelerat. Se face, deci clar la acest moment se face lobby, să zicem, pentru ceea ce înseamnă potențialul județului. Pentru că avem câteva domenii unde excelăm efectiv la nivel național. Nu mai vorbesc de partea istorică, culturală și așa mai departe. Da. Inclusiv forța de muncă. Avem un stoc de forță de muncă redutabil la nivel de țară. Față de alte județe. Față de alte județe care n-au nici populația totală la nivelul județului Nedoara, n-au nici populația activă la nivelul județului Nedoara. Județul Nedoara, Bunoară, avem înregistrat o populație de 186.200 de persoane în populație activă. Ce înseamnă asta? Înseamnă persoane cu vârsta între 16 și 65 de ani, apte de muncă. Și cea inactivă cam la ce număr se ridică? Știu că nu este obiectul dumneavoastră, dar știu de asemenea că aveți asta. Este extrem de greu de cuantificat numărul persoanelor inactive, pentru că din acest, mă rog, numărul persoanelor inactive se obțin prin scăderea celorlalte categorii de constat persoane. Constat că, totuși, acest 186.000 de persoane, numărul acesta, depășește 50% din populația județului? Nu, undeva la 50%. La 50%? Da. Înseamnă că jumătate din județul nostru este aptă potențial activ de muncă. Da. Aptă potențial de muncă. Nu reprezintă numărul angajaților. Da. Aici intră inclusiv o parte dintre elevi, care acum sunt elevi, cei cu vârsta peste 16 ani. Deci ei sunt potențial lucrători. Dacă sunt prinși în sistemul de învățământ, cumva iasă din această categorie până absolvă studiile. Domnule director executiv, acești copii care ies de pe băncile școlii, la un moment dat, o parte din ei se vor duce către institutele de învățământ superior. Cam cât la sută ați constatat dumneavoastră că să vă rog să puneți această întrebare inspectorului școlar județean, pentru că taman aici nouă ne lipsesc cumva datele, ne întrebăm ce se întâmplă cu, eu știu, absolvă 3.000 de elevi în cursul anului 2017 și la noi în evidență vin 500. Ce se întâmplă cu ceilalți este o necunoscută pentru noi, ca să zic, câți merg la universități. Da, cei care merg la universitățile din județ, îi cunoaștem, pentru că sunt înregistrați în bazele de date. Cei care merg, în schimb, la alte universități sau merg la universități din afară, deja noi pierdem contactul. Știu că inspectoratele școlare județene urmăresc traseuri, parcursul absolventului pentru o anumită perioadă de timp. Da, da. Cred că doamna inspector general v-ar putea da mai multe Ștefanie informații. Ne-ar putea ajuta. O să rugăm să vină să ne lămânească și în această privință. Domnule director executiv, vreau să vă întreb în legătură cu această primă chirie care am discutat-o și este în vederea dumneavoastră. Credeți că această primă chirie va fi abordată de oamenii care au studii superioare sau cele care au studii medii? Sau care nu au deloc? Această măsură se adresează deopotrivă. Tuturor persoanelor care sunt înregistrate, repet, ca șomeri în evidențele noastre, nu neapărat indemnizați. În mod normal ar trebui să fie o luptă pentru aceste locuri. Este, dar de fapt, cum să vă zic, prima de relocare este etapa a doua. Prima dată trebuie să-și găsească loc de muncă. Deci aici intervenim și noi, ajutăm prin publicațiile care le facem, prin internet, pe rețelele de socializare, spunem, sunt locurile de muncă cu tare, cu tare, cu tare, în zonele cu tare. Un om poate sta în fața calculatorului și își găsește un șomer, nu neapărat un om, și găsește loc de muncă acolo. În secunda 2 poate să ia contact direct cu angajatorul, se poate adresa nouă, poate să vină la bursa locurilor de muncă, care, ca paranteză fie spus, va avea loc în data de 15. Imediat vom discuta despre acest eveniment, da?
Și în momentul în care a căzut de la, a mediat cumva locul acela de muncă și este angajat, are o perioadă de 60 de zile la dispoziție de la data angajării în care să vină la noi să-și depună documentele pentru obținerea acestei facilități. Am înțeles. Această bursă a locurilor de muncă, în ultima perioadă, dumneavoastră ați avut mare, mare grijă să fie tot timpul prezentă în diferite localități din județ. Așa este. Ultima, cu ce rezultate s-a? Unde a fost și cu ce rezultate s-a întors? A fost, noi de regulă când ținem bursele locurilor de muncă, le facem în toate locațiile agenției județene, respectiv în cele 10 puncte și agenții locale. Faceți odată și bine. Facem, da, simultan. Să aibă impact. Da. De ce? Pentru că noi facem, hai să zicem, o publicitate destul de agresivă a acestor burse. De ce? Pentru că sunt și angajatori care, chiar dacă n-au locuri de muncă vacante declarate la noi în baza de date, pot să vină, pentru că își găsesc oameni la acele burse. Da, facem lună de lună această bursă. Ați întrebat de bursa de luna trecută, a avut, eu zic, rezultate extraordinare, respectiv peste 250 de angajări ad hoc. Atunci pe loc. Pe loc. Da. Și au mai fost câteva zeci de persoane luate în evidență în vederea angajării. Adică li s-au primit CV-urile, rămânând să discute cu angajatorii. Da, din păcate, aici am și o bulină neagră. Așa. Nu toată lumea care nu are un loc de muncă se înghese să și-l găsească. Am avut cazuri în care la un moment dat angajatori de marcă, să zic, ai județului s-au plâns, domnule, nu vor, nu vin, nu, mă rog, e normal, medierea este o negociere până la urmă. Evident. Și sunt persoane care încă preferă statutul de persoană neocupată, din terțe motive, că are ajutor social, că are, eu știu, ceva, activitate agricolă nedeclarată, declarată sau de altă natură și preferă să meargă pe acea sursă de venit fără a se angaja. E un proiect de lege care stipulează că dacă nu se angajează acești oameni care au stat foarte mult pe ajutor social, la un moment dat vor rămâne fără nicio susținere. Credeți că va fi primită bine măsura asta? Adică va avea efectul scontat? Categoric va avea un efect, numai ar trebui gândită foarte bine această prevedere legală. De ce? Pentru că sunt multe persoane aflate în ajutorul social, vorbind de ajutorul social, care nu au studii. Care nu au studii absolut deloc. Sunt persoane care semnează cu degetul. Știm foarte bine și nu trebuie să ne ascundem. Așa e. Așa. Să scoatem această realitate exact așa cum nu este. Nu spun că este un fenomen extrem de mare la nivelul județului sau la nivel național. Dar există. Există. Ori, acele persoane sunt foarte greu ocupabile. Noi le-am făcut profilarea tuturor persoanelor. Avem obligația legală de a face profilarea persoanelor, tuturor persoanelor care intră în evidențele noastre. Ce înseamnă profilarea? Îi acordăm pe baza unui chestionar și a interviului direct un anumit grad de ocupabilitate. De la foarte ușor ocupabil la foarte greu ocupabil. Ei, și aici intră acele persoane care n-au studii. Este extrem de greu pentru o persoană fără niciun fel de studii, care nu știe să scrie sau să citească, să se angajeze. Angajatorii, având noi anul de prevederi legale în spate, în ceea ce privește sănătatea, securitatea, muncă și așa mai departe, o să evite, chiar dacă au nevoie de muncitori necalificați, o să evite să iau angajeze un... Neștiutor de carte, da. Așa, da, hai să spunem frumos, neștiutor de carte. Ori acel număr, nu aș putea să vi-l zic acum cât este el, este cumva în continuu, trebuie să afle într-un sistem de protecție socială. Da. Pentru că nu, sunt persoane fără studii, aici sunt efectele, eu știu, unor acțiuni sau inacțiuni din urmă, dar există acele persoane. Și vorbim chiar de zone mai concentrate în asemenea persoane la nivelul județului, nu vreau să supăr pe nimeni, dar sunt zone chiar din nordul județului care beneficiază de o populație de anumită etnie din care mulți sunt fără niciun fel de studii. Aveți dumneavoastră o vorbă cu tinerii niți. Da, tinerii niți este o categorie aparte. Să explicăm ce este ca să nu creadă lumea că vorbim cifrat așa. Nu, din păcate, din fericire este un termen preluat din Uniunea Europeană, înseamnă tineri care nu se află în niciun sistem, nu este angajat, nu se află în... Duceți cu ei o luptă de așa câțiva... Practic vorbim de absolvenți. Da, să zicem, și absolvenții sunt tineri niți până la un punct. Da. Până la momentul când devin angajați. Ei, acești tineri niți sunt în vizorul autorităților centrale
Chiar ANOFM-ul a depus un proiect mare de tot, așa, la nivel național, cu ceea ce înseamnă identificarea, înainte de toate, acestor tineri, pentru că sunt persoane care nu se află niciun sistem. În evidența niciunui sistem, nici la noi, nici în învățământ. Ei, și acest mare proiect prevede identificarea acestor niți și integrarea pe piața muncii, trecând prin toate etapele a ceea ce înseamnă, inclusiv, așa, ca paranteză, să-i faci acte de identitate, dacă nu are acea persoană, că sunt persoane care n-au acte. Era următoarea întrebare, da? Care ar fi... Deci, inclusiv asta. Deci, practic, se dorește să lua un eșantion mare și hai să-i aducem către piața muncii. Chiar trecând prin cursuri de formare. Sunt persoane care nu au nicio meserie. Au terminat, eu știu, 7-8 clase, au rămas fără nicio meserie. Ei, se introduc aceste persoane într-un program de formare, la finalul programului ia cu o diplomă și cu acea diplomă încercăm să-i găsim, să-l plasăm pe piața forței de muncă. Este un proiect extrem de ambițios, au fost și altele în trecut. Acesta va depăși cumva, să zic, multe din proiectele anterioare, pentru că se vrea a fi cu indicatori absolut palpabili. Adică nu, eu știu... Vreți ceva concret și real. Domnule, asta e pe teren, asta e în piață. Acest proiect, de exemplu, nu prevede dotarea cu logistică, cum s-a întâmplat la multe proiecte în trecut, că făceam, cumpăram și așa. Nu, foarte puțin logistică, chiar strict necesar. Indicatorii direcți de output sunt numărul persoanelor niți identificate și angajate. Viteza de reacție și identificare crește considerabil cu sistemul ăsta. Sperăm cel puțin să aibă un impact. Este o categorie vulnerabilă, acești tineri niți. Și chiar ne aplecăm, începem acum, am început să evidențiem, sau mă rog să-i identificăm deja foarte clar pe tinerii niți și vom încerca să implementăm acest proiect. Am înțeles. Domnule director executiv, vreau să vorbim un pic despre bursa locurilor de muncă, care va fi în data de... 15. Începând cu ora 9 în toate cele 10 locații ale Agenției Județene, deci în Valea Jiului, Bradul, Știe, Deva, Simerea, Hunedoara, Hațeg. Este o bursă făcută, să zicem, cumva la solicitarea angajatorilor, în sensul, da. Înseamnă că e presiunea suficient de mare ca să-i sensibilizeze pe aceștia. Este, deci de asta vă zic că semne bune anuare. Din moment ce angajatorii depun ofertă de locuri de muncă și cumva este o bătaie pe anumite categorii profesionale, e clar că direcția este bună, direcția este spre dezvoltare. Nu vorbim numai de locuri de muncă în comerț sau în servicii, care, să zic, au un impact mai redus asupra activității economice în general, deși nu-i putem contesta meritele serviciilor. Dar vorbim de partea de producție, unde este o adevărată bătălie, v-am zis, pe anumite meserii, sudori, lăcătuși, se cer. Și atunci am zis că să organizăm această bursă. Nu organizăm numai în zona unde se cere cel mai mult aceste meserii, organizăm în tot județ, în toate locațiile, pentru că peste tot angajatorii au nevoie de forțe de muncă, chiar și în Valea Jiului, chiar și în Orăștiești sau în zona Bradului. Sunt oferte depuse, sunt angajatori care ne bat la uși, ne spun dați-ne oameni să-i băgăm în câmpul muncii. Aș vrea să vorbim foarte pe scurt așa despre evoluția salarială pe care ați constatat-o dumneavoastră pe piața muncii, pentru că, după câte am înțeles de la dumneavoastră, o piedică pentru mulți doritori de a se angaja, ar fi exact această salarizare, care nu este pe placul unora. Da, aici, eu știu, noi instituțiile statului, să înțelegi, de publice de concentrate, nu putem să ne pronunțăm, pentru că nu putem interveni în această politică salarială. Dar aveți o cât de cât o evidență să vedeți cum a evoluat această. Că în ultima perioadă nu pot să spun că nu a evoluat pozitiv. A evoluat, într-adevăr, a fost și măsura de creștere, de creștere, probabil vor mai fi și alte măsuri de creștere a salariului minim pe economie. Ce am constatat, în schimb, că mulți angajatori aplică o politică salarială de la minim la maxim, în sensul că atunci când depun oferta de loc de muncă vacant, în dreptul rubricii de salarizare, spune salariul minim pe economie plus bonusuri, plus bonuri de masă și așa mai departe. Poate că aici ar trebui cumva să se reorienteze și anumiți angajatori care au nevoie de extrem de mult de forță de muncă, să-și plieze cumva politica salarială și pe nevoile forței de muncă. Da, exact. Este clar că ceea ce înseamnă angajare este de fapt o negociere, o mediere. Angajatorul oferă 3 lei, eu ca forță de muncă, ca potențial angajat, nu sunt de acord cu acei 3 lei, poate vreau mai mult, poate eu știu. Aici ține chiar de politica de personal a fiecărui angajator, cum își atrage forța de muncă. E o diferență între politica de personal a marilor corporații și a celor din țară, autohtonilor.
investiția autohtonă față de cealaltă? În ultima perioadă s-au echilibrat, cumva să zic, aceste două paliere, pentru că, într-adevăr, la începuturi multinaționale, că de ei vorbeau, au venit cu o politică agresivă de personal, toată lumea se știe că la un moment dat se vorbea niște salarii enorme în multinaționale. Da, sunt și acum acele salarii enorme multinaționale, dar sunt doar pentru bordul de conducere, nu pentru muncitorul de rând. Și angajatorii români aplică acum acest sistem minim-maxim, adică tot așa, pleacă de la un salariu micuț și ajungând în funcție de perioada lucrată în întreprindere, în acel angajator să crească suficient de bine. Am înțeles. Ne vom opri aici, dragii mei. Astăzi, domnul inginer Nicolae Fara, director executiv la JFM Hunedoara, ne-a spus despre evoluția pieții muncii. Nu uitați, joi, cei care sunt interesați de un loc de muncă pot să găsească la ora 9, începând cu ora 9, aceste locuri de muncă la o bursă a locurilor de muncă. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, mulțumesc domnului director pentru prezență. Pe mâine la aceeași oră. La revedere!